asculți Veselica spune povești la Radio Terra Nova. Pași spre cunoaștere. Bună ziua, dragi ascultători! Numele meu este Irina Olariu și vă prezint emisiunea Veselica spune povești. O emisiune care îmi doresc să vă aduc cât mai multe zâmbete și cât mai multă bucurie. Astăzi vom merge într-o călătorie minunată împreună cu Veselica și Scufița Roșie. A fost o zi în care Veselica s-a gândit să iasă la o plimbare în pădure, pentru că este o zi atât de frumoasă și plină de bucurie pentru ea și pentru cei care o vor asculta. Așa că, mergând prin pădure, s-a întâlnit cu Scufița Roșie. Vai, ce zi încântătoare! Numai bună de plimbare! Soarele a răsărit și copacii au înverzit. Cum ar fi să mă opresc, florile să le privesc? Aș sta aici, ore în șir, să culeg fir cu fir. Îmi pare bine să te cunosc, Scufița Roșie. Și mie îmi pare bine să te cunosc, dar cine ești tu, cum te cheamă? Numele meu este Veselica. Sunt o păpușă care aduce zâmbete pe chipul copiilor și a celor care sunt în preajma mea. Eu sunt o fetiță care spune povești. Îmi pare bine să aud că mai sunt fetițe care spun povești și mie îmi plac foarte mult poveștile. Mama mea îmi spune în fiecare seară câte o poveste. Și bunica îmi spune, doar că azi am aflat că este bolnavă de la mama mea și m-am gândit să mă duc la ea să-i duc câte ceva de mâncare. Ce frumos din partea ta! Dar unde stă bunica ta? Bunica mea stă tot înainte pe acest drum, lângă trei stejari mari. Dar eu am văzut aici atâtea flori frumoase și m-am gândit că i-ar face plăcere să-i duc și ei câteva. Vrei să culegi câteva flori cu mine? Bineînțeles că vreau. Mai întâi o să mă duc până la mama mea și apoi o să mă întorc. Mama mea stă în cealaltă parte a pădurii, lângă doi stejari frumoși și ne vedem mai târziu. Este bine așa? Bine, atunci ne vedem mai târziu. La revedere, Veselica! La revedere, Scufiță Roșie! Ce zăresc în fața mea! Vai, vai, ce-mi bate inima! Acum am de mâncare, pot să strig și în gura mare. Dar mai bine o să tac și o să-i fac fetii pe plac. Voi sări în fața ei? Cât ai zice? 1, 2, 3. Eu sunt lupul fioros, nici de cum nu sunt fricos. Pe copii îi iubesc și de-ndată le zâmbesc. Sunt cu minte, alții spun că nu am minte. Pădurarul își dorește să mă prindă cu un clește. Dragi copii, vouă este frică de lup? Vreți să cântați alături de mine acest cântecel? Eu am o voce foarte frumoasă, poate puțin cam răgușită. Haideți, 1, 2, 3 și... Eu sunt lupul fioros, nici de cum nu sunt fricos. Pe copii eu îi iubesc și de-ndată le zâmbesc. Sunt cu minte, alții spun că nu am minte.
Pădurarul își dorește să mă prindă iar cu un clește. Cred că am cântat bine, așa este? V-a plăcut cântecul meu? L-ați văzut pe lup, copii? Sunt eu, pădurarul. Cred că s-a ascuns pe deal. Prin vii, prin pădure văd că nu-i. Se plânge mereu că e sărman al nimănui. Așa zice dumnealui. Acum mă duc pe potecă să apuc. Voi închideți ușa bine. Nu e de glumă, lupul vine. Bo, fetiță curajoasă! Ce bun ai fi pe masă! Lupule, ce m-ai speriat! De toate am uitat! Fugi acum din calea mea! Nu am timp de dumneata! Unde te grăbești, scufiță? Mergi cumva la bunicuță? Ce tot spui? Nu înțeleg! Urmărești fiecare pas al meu pe unde alerg? Nu, am zis așa la întâmplare, să nu fie cu supărare. Știi că sunt cel mai cu minte, spre exemplu, acum nu pot să mă mișc, mă doare un dinte. Pune mâna să vezi, am mâncat azi doar frunze verzi. Vreau să-mi treacă, draga mea. Te rog, nu fi rea. Vai, sărmanul lup bolnav, să mă uit acum cât e de grav. Mă duc imediat la bunicuța, că e bolnavă sărăcuța. Unde stă bunica ta? Stă pe drumul din față, lângă trei stejari frumoși. Scuze, m-am emoționat când te-am văzut. Sigur ai să-i recunoști. Uite câte flori frumoase. Poți să te oprești, să te înveselești, să-i duci bunicuții un buchet de margarete, apoi să vorbiți așa, ca între fete. Așa am să fac. Știu că bunicii florile îi sunt pe plac. Cred că am reușit să o băgălesc pe scufița roșie. Acum am o foame de nu mai pot. Cred că văd totul în culori. Dar câte culori sunt? Trebuie să mănânc neapărat ceva. O să o iau înainte pe această cale, drept înainte, cum a spus scufița, lângă cei trei stejari frumoși. Dar parcă eu văd șase. Adică 3 plus 3 fac 6 sau 9. Cred că mi-este prea foame de văd atâția copaci. Oare am greșit? Casa bunicii? Ia să deschid eu ușa. Cine e acolo și tot bate? Nu mă pot mișca de spate. Sunt nepoțica ta, lasă-mă să intru în casa ta. Vino, draga mea nepoată, nu am văzut când ai intrat pe poartă. Păi cum să vezi, sunt ca vântul, nimeni nu mă vede, de foame m-am transformat într-o fantomă. Vino, draga mea nepoată, sunt atât de bolnavă, nu mă pot ridica, nu pot vedea, cred că am răcit, mă bucur tare mult să te văd, dar nu te văd totuși bine, vino mai aproape. Bine te-am găsit, dar ce tare ai slăbit, ți-am adus merinde în dar, să pun vinul în pahar?
Cât ai zice pește, lupul a sărit pe ea viclenește, s-a aruncat în pat grăbit și cu pătura s-a acoperit. A început să sforăie, a început să viseze, duduiau pereții de atât a sfărăit. Gata, multe flori am cules, atât de multe, și am obosit. Trebuie să merg înainte la bunicuța, trebuie să mă grăbesc, nu am timp pentru altceva să mă opresc. Uite, am ajuns, nu știam că e atât de aproape. Nu am fost de mult la ea, sărăcuța. Văd că ușa e deschisă. Oare cum e bunicuța? Intră, intră, draga mea, că nu mă pot ridica. Ce dor mi-a fost de tine. Vino, vino mai aproape, lângă mine. Vai, vai, bunicuță, dar de ce ai ochii atât de mari? Tu n-aveai ieri ochelari. Să te pot vedea mai bine, vino, vino lângă mine. Vai, bunicuță, dar de ce ai urechi așa de mari? Să te aud mai bine, vino, vino lângă mine. Vai, bunicuță, dar de ce ai mâini așa de mari? Să te pot cuprinde tare, să nu fie cu supărare. Cât vorbești, mă obosești, somnul vrei să mi-l oprești. Vino lângă mine, sunt bolnavă, știi bine. Nu știu cum a făcut și scufița a tăcut. A mâncat-o de-ndată pe biată fată. Între timp, păduralul trecea pe acolo. Ce se aude acolo în casă? O fi intrat un câine într-o plasă? Să intru imediat și să aflu ce s-a întâmplat. Vai, vai, nu pot crede ochilor, este lupul înfiorător. Pe bunica a mâncat, sărăcuța nu a mai scăpat. Las că acum îți vin de hac, nu o să știi când eu voi face pac. Când burta lui tăia, repede afară ieșeau, încântate, fericite și puțin uimite. Mulțumim! Lupul nici nu are habar că l-ai prins într-o capcană. Haideți să-l ducem copii împreună într-o poiană. Pietre multe au cărat și în burtă le-au îndesat. Când lupul s-a ridicat, de scaun s-a împiedicat. Noi să sperăm că lecția a învățat. Între timp, Veselica s-a întors de la mama ei și a dat peste o căsuță tare drăgălașă. Acolo, pe prispă, stăteau scufița, bunicuța și pădurarul. Bine te-am regăsit, scufiță roșie! Ce mă bucur să te revăd! Am fost la mama mea și mi-a spus să-ți transmit că te așteaptă pe la dânsa. Vrei să mergem împreună mâine? Mulțumesc, scufiță! Mulțumesc! Și îmi pare bine că, uite, tu ai o bunicuță. Eu nu mai am. Mi-ar plăcea și mie să-mi faci cunoștință cu ea. Bineînțeles, Veselica, că-ți fac cunoștință cu ea. Uite, el e pădurarul. Îl cunoști și pe pădurar? Da, să-ți spun ce s-a întâmplat. Astăzi, după ce ai plecat tu, știi cu cine m-am întâlnit? Cu cine te-ai întâlnit?
m-am întâlnit cu un lup. Cum așa? Sunt lupi în pădurea aceasta? Da, sunt foarte mulți lupi, din păcate, și eu m-am oprit și am vorbit cu el. Tu ai vorbit cu lupul? Da, și mi-a spus să rămân puțin și să culeg câteva flori. Așa și ce ți-a mai spus? M-a întrebat unde stă bunica mea. Și tu i-ai spus? Da, i-am spus din păcate. De ce din păcate? Pentru că el s-a dus direct la bunicuța și a mâncat-o. A mâncat-o pe bunicuța ta? Da, iar apoi s-a îmbrăcat cu hainele ei și m-a păcălit că e bunicuța. Vai, ce poveste! Și ce s-a întâmplat după? După m-a înghițit și pe mine. Cum te-a înghițit și pe tine dacă acum... Acum ești aici, lângă mine. Da, m-a înghițit și pe mine, dar am avut noroc că a venit pădurarul. Și pădurarul m-a salvat. Cum te-a salvat pădurarul? Da, m-a salvat pe mine și pe bunicuță. A tăiat burta lupului și m-a scos afară. Și pe bunicuța, bineînțeles. Și apoi, ce s-a întâmplat cu lupul? Apoi am pus împreună cu pădurarul și cu bunicuța foarte multe pietre, pietre mari. Iar când s-a trezit lupul... Ce s-a întâmplat când s-a trezit lupul? Când s-a trezit lupul, abia mai putut să meargă și a mers și dintr-o dată a căzut jos și a leșinat. Și acum unde este? Acum este în pădure, departe, și sper să nu se mai întoarcă. Și sper și eu, ca de astăzi înainte, să o ascult pe mama mea și să nu vorbesc cu străinii, să mă duc direct unde îmi spune ea. Da, cred că ar trebui să învăț și eu asta. De multe ori vorbesc și eu cu străinii, dar nu mi s-a întâmplat niciodată să le spun unde stau. Cred că și copiii ar trebui să învețe lucrul acesta. Ce ziceți, copii? Este bine să ascultăm de părinți? Da, eu cred că este foarte bine să ascultăm de părinți. Astfel nu ni se pot întâmpla lucruri așa cum mi s-a întâmplat și mie. Poate copiii nu trăiesc în pădure, dar cine știe ce li se poate întâmpla? Cel mai bine este să meargă cu un adult la bunici sau să meargă împreună cu un frățior. Ce spuneți? Da, sunt de aceeași părere. Este foarte important să fim atenți unde mergem, cu cine vorbim. Dar tu ce ai făcut la mămica ta? Poți să-mi povestești? Sunt sigură că ai foarte multe de povestit. Mă bucur că m-ai întrebat. Eu, astăzi, când am ajuns la mama mea, m-am trezit cu mulți prieteni. Cu mulți prieteni, da. Poți să-mi explici mai bine ce fel de prieteni? Mama mea face păpuși, iar astăzi am făcut împreună o nouă poveste. O nouă poveste? Despre cine este? Despre o fetiță care se numește Pipi Șosețica. Pipi Șosețica, ce nume drăguț! Dar de ce îi se spune așa și cine este această fetiță? Pipi Șosețica este o fetiță singură. A, nu singură, de fapt ea locuiește cu o maimuțică și cu un cal. Cu o maimuțică și cu un cal? Ce drăguț! Mai povestește! Ea
locuiește împreună cu maimuțica și cu calul ei pentru că mama ei este în ceruri, iar tatăl ei navighează pe mare. Ea spune că acum tatăl ei este pe o insulă și este rege, iar ea a devenit prințesă. Ce interesant! Și mama ta a făcut toate aceste personaje din poveste? Da, toate aceste personaje din poveste. Și mi-a arătat și mie cum se fac păpușile, cum se face un cal și cum se face o maimuțică. Ah, ce drăguț! Aș dori și eu să învăț cum se face o păpușă și un cal. Mie îmi plac foarte mult caii. Poate într-o zi o să-mi arăt și mie. Da. Uite, mâine ne întâlnim aici la bunica ta și împreună cu ea o facem pe Pipi Șosețica. Ce ziceți, copii? Este o idee bună să ne întâlnim și noi într-o sâmbătă și să facem păpuși? Mă bucur că te-am întâlnit, dragă Scufiță Roșie, mă bucur că ne-am cunoscut. Acum povestea noastră se încheie. La revedere! Aici se încheie povestea noastră de astăzi. Vă așteptăm și data viitoare să mergem într-o călătorie minunată cu Veselica. Vă doresc un weekend minunat, să aveți parte de multe zâmbete și multe întâmplări magice. Și vă mai doresc un singur lucru. Citiți, spuneți povești, creați păpuși, pentru ca viața voastră să fie din ce în ce mai minunată. La revedere!